Bine v-am găsit. Doamna Demetrescu. Este o lună plină, în primul rând. Vă ascult. Este o lună plină, dar și o eclipsă. Se produce pe zodia Săgetătorului. Într-adevăr, este o lună aproape de pământ, de aceea se va vedea destul de mare, spectaculoasă. Și vine în primul rând cu un impact în emoțiile oamenilor care simt nevoia de libertate. Săgetătorul se asociază cu această nevoie de libertate, de a călători. Săgetătorul este un semn care guvernează planul internațional, dincolo de impactul puternic pe care poate să-l aducă la nivel internațional, și probabil că vom mai auzi de evenimente la nivel internațional care pot marca drumurile și libera circulație a oamenilor. Totuși, în viața noastră vine cu această nevoie de a ne delimita sau de a ne detașa de ceea ce ne-a ținut captivi în ultimul an și jumătate. Spuneți-ne, vă rog frumos, pe lângă această influență pe care o va avea asupra Săgetătorului, alte zodii cum vor fi afectate sau care sunt zodiile cele mai afectate? Toate zodiile sunt afectate, absolut toate zodiile resimt, probabil Săgetătorii și mai ales cei născuți în a cincea zi de Săgetător, undeva pe data de 26 noiembrie, dar toate zodiile sunt impactate și poate chiar anumite categorii, deci cei care călătoresc, de exemplu, sunt afectați, cei care învață, studenții, pentru că Săgetătorul guvernează universitățile și sunt foarte mulți care nu s-au regăsit în acest an, pe care l-au vrut altfel, nu, de exemplu, a face școală online. Și atunci sunt foarte multe destine profesionale care vor coti.